gură că n-am murit, își revine. Hai. Deschide ochii. Așa, așa. Hai. Bravo. La spital, o să fie bine. Câte degete vezi? Te aducea mama aici dacă știa ce-ți face cremenarii ăștia, mama. Nu te aducea mama aici. Știi cum te cheamă? Jack. Cine suntem noi? Cine sunt eu? Știi cine sunt eu? Medalia. Ea cine? Mama. Și ea? Nu știu asta. Că gura ai făt tot gura asta mare ai. Jenny! Jenny! Am glumit, bă! O să fie bine. Jenny! Băiatul! Să fie bine. E bine, tată. Păi dacă e bine, să-mi luăm acasă. Nu se poate, tată, că a avut o operație pe creier. Trebuie să mai stea câteva zile, măcar, internat o vreme, nu știu. Las că rămâne cu el, rămân să-l supraveghez, că trebuie să-l păzim. Nu rămâi mai aici, te duci cu ei acasă. Faceți probleme în spital. Mă, tu ești sigur că și-a vine? Dacă vrei, poți să-l vezi acum, înainte de a pleca, da? Numai dumneata, care are nevoie de odihnă. Păi dacă are nevoie de odihnă, mă, ce să caut eu acolo? Să se odihnească. Mă, stați așa, mă, Medalione. Unde e, mă, asistent aceea de a-mi dat bănuțul? Să-mi-l dă înapoi, să-mi dă înapoi bănuțul meu de aur, că nu-l mai dau la nimenea. I-a făcut un găuroi în cap lui Gianni, mă. Numai de că a făcut un găuroi în cap. Da, fă, i-a făcut găuroi să iasă prostiile alea din cap. Ia, gata. Hai, plecăm acasă. Plecăm acasă, gata? Ha. Să ai grijă de frate tău. Bine. Cum te simți? Doare toate alea să mă uit dacă nu mai pot. E normal. O să vorbesc eu cu asistenta să-ți fac un calmant ca să poți dormi la noapte, da? Mm. Și-a revenit? La cine ești dumneata, domnul? De la poliție. Dar n-a chemat nimeni poliția. Ne autosesizăm când este vorba de vătămare corporală gravă. Știi cumva cine a vrut să te omoare? Știi cine a vrut să răzbune pe tine? Sau
poate a fost o răfuială între clanuri. Ce clanuri, domne? Fratele meu e un serios. El e victima și pe el îl scoți vinovat? Dumneata, cine ești? Eu sunt fratele lui, sunt medic rezident în spitalul ăsta și nu-ți permis să-ți bagi joc de un pacient. Foarte bine, spuneți-mi cine l-a bătut și plec. Să mai nene, ce m-a bătut? Era întuneric, m-a venit pe la spate, de unde să știu cine ți-a răspuns, bătut. Da? Nicio problemă, ne vedem și mâine. Chiar n-ai văzut nimic, mă? Mare mămica mea, dacă am văzut ceva. Nu știu. Ce faci? M-am gătit și eu de sărbătoare. Văd. Dar arăs mai viu astăzi. Dar ești galben ca lămâia. Bine că ești tu colorat. Opa, nebuno! Oi, de bă, că n-am vrut. Ce tăiai de așa de mine, nenorocit de om care ești? Fă resimțit-o, pe eu-s bărbat tu și pe patul de spital, fă tu să mă respecti, ai înțeles? De ce, mă, să te respect? De ce? Că ți-ai bătut joc de viețișoara mea și m-ai bătut de mai cocoșat cu bătăilii? Lasă, fă că tu ți-i la tăvăleală la bătăi de-astea. Da, ai făcut tu copchii cu româncilii? Păi că eu ți-am zis că tu ești aia stearpă, nu m-ai crezut. Bă, și dacă știai, de ce nu m-ai lăsat, mă, să iau fata lui Izaura? De ce, mă? Pentru că nu vreau să crezi copilul la altul, fă de-aia, ai înțeles? Tu nu-ți dai seama ce povară ești tu pentru mine? Că eu nu pot să-mi trăiesc viața așa cum vreau eu? Ha? Bă, tu să nu mai vorbești așa cu mine! Bă, nebună! Să nu mai vorbești așa cu mine, că pe mine mă ardă pe suflet, să știi! Îi scoate fățuța din ciorbă. Sunt o povară pentru tine. De ce nu mai lăsa lui Dani să mai ia de câte ori vrea el, a? Păi fă dobitoacu, cornuto care ești. Păi la te lași și-și bătea joc de tine. Te scotea la produs pe un lingou de aur, dacă să te aduc înapoi. Eu o să mă rog la Dumnezeu ca în viața ailaltă să mă facă pe mine pisică și pe tine șoarece, să te chinui, mă, și eu cum ai chinui și tu pe mine în viețișoara asta a mea. Păi de-asta ai venit tu, fă, aici? Hă? Ca să mă blestemi? Nu, mă, nu de asta am venit. Eu am venit aici să spun să te hotărăști. Ori eu, ori curvilii. Că dacă nu eu îi spun mamei să ceară judecată țigănească. Și dacă nu le crăp eu capul, să știi, la toate curvilii tale. Hai să mor eu. Dar de ce să facă fama ta judecată țigănească? Că nu ești tu în stare să-mi faci pura de ei? Nu, mă, că era să mă omor degeaba, de-aia. Și de acum înainte, să știi, o să mă duc la doctor de câte ori vreau eu. Și o să, tu n-o să zici nimic și eu o să fac copii. Și tu să pui șosetele astea în picioare, că răcești, că trebuie să facem copii, ai înțeles? Fă, stai, fă. Ce faci, breșorii, la minerul ăsta? Sau poate vrei să-i ții locul caldul, Gianni? Auzi, nu știi cine l-a bătut în halul ăsta, a? Nu știu, că am avut și eu trebile mele, nu l-am întrebat. Da, să fi avut vreo răfuială cu cineva? N-auzi, bre, e surd, că n-am avut întrebare cu el. Ce drag? De ce, dracu, faceți voi acilișa? Zabilă, fă, tu vrei să faci copii căruți de gata? Haide, pe mămică. Fă, și unde ai plecat așa cu noaptea în cap? Că poate voiam și eu să-l văd băiatul. Fă, băiatul meu, fă, nu e băiatul tău. O, stai liniștită, că-l vezi repede înapoi. Și atunci ce? Ai prins glas, a?
Lasă că te lasă pe tine nemâncat. Auzi, da, mașina lui Bulibașa unde e? A vândut-o. A vândut-o? A vândut-o pe dracu, pe aia, ca nebunii și ăsta a plecat cu Cristofor. Unde? Păi uite când zice bărbații la nevestă, când se duce la amant. Amante? Amant, să nu mă vezi tu pe mine, că la băieți se zice amant și la femei se zice amant, că e mai multe. Du-te, dracu. Așa e, așa e, așa e.